Pe mine mă impresionează concurenții care își depășesc condiția. Este, și încurajez enorm de tare tipul ăsta de concurență. Adică să vrei mai mult decât cineva ți-a spune tu nu poți, tu nu ești în stare sau tu ăsta ești. Nu. Și pe mine mă impresionează concurenții care își depășesc condiția. Anul trecut, de exemplu, de un concurent doi care într-adevăr te-au impresionat. Pe mine m-a impresionat foarte mult pentru că mi-a creat sensibilitate Leon Magdan, cel cu umbrele, crea povești, adică, și mă gândeam, doamne, din lucru, deși la el era un spectacol și cum făcea din mâini, cum, adică erau virtuozitate. Și, doamne, mă impresionează cu niște degete. Numai, eu ca actor am marele noroc să fiu cu fața, să mă prezint cu fața. Și atunci pot, nu neapărat abuza în ghilimele, am lacrimi, am nas, am senzații, am privire, am... Și pot impresiona, nu, el impresiona cu deget. Pe mine mă impresionează oamenii ăștia până la lacrimă. Deci pentru mine a fost, sau în primul sezon, poate era Justinia Nău. Sper să-i fi zis bine numele, doamne, dacă nu vine Paștele acum și am, oricum am miel dacă nu cumpăr. Sau dacă are cineva să-mi dea și mie. Zic, adică am avut oameni care mi-au plăcut sau care m-au impresionat, sau de exemplu, doamne, și ăștia nu pot să mă impresionează cei în vârstă. De exemplu, am avut niște oameni de 80 de ani care, domnule, nu s-au lăsat și au de că, domnule, nu renunț la visul meu nici la vârsta aia. Fără să fie un moment jenant. Noi avem foarte multe, cum să zic eu, noi avem parte de foarte multe lecții de viață. Probabil că și chestia asta ne ajută pe mine și pe Smiley, că vedem omul ăla cât s-a chinuit în viață sau cât de frustrat e pentru că n-a făcut aia, pentru că a făcut altceva, dar poate a făcut bine, dar a renunțat la visul lui pentru că. Și acum e moment, crede el că este momentul lui pentru a se manifesta. Tipul ăsta de talente mă impresionează, pentru că mă impresionează și cele care de mici, știi cum e, talentele care de mici se antrenează, fac, ajung la niște performanțe, dar care cumva au un drum deja ghidat în viață, adică știu unde, dar mă impresionează și mai mult talentele care, cum să zic eu, au rămas nedescoperite și acum cred ei că e momentul lor. Și își fac curaj și vin să le... Este, și atunci cu atât mai mult îmi doresc și mă străduiesc și eu și Smiley să-l facem să capete încredere în el. E foarte important ca el să aibă încredere în el.